Salutare, dragilor! Așa cum v-am promis, astăzi începem seria de tutoriale despre Shopify. O să încercăm să fim cât mai detaliați și trebuie să vă spunem că aceste videouri o să fie bazate pe experiența noastră pe platforma Shopify. Nu înseamnă că așa este cel mai bine să faceți și că la final o să câștigați bani garantat. Ca în orice business, bineînțeles, există riscul unui eșec și este nevoie de mult timp, răbdare, muncă și bani investiți pentru a ajunge să faceți profit. Acestea fiind spuse, hai să începem! Pentru a vă deschide un cont de Shopify, trebuie să intrați pe site-ul Shopify, în cazul nostru shopify.co.uk. Pe prima pagină, în colțul din dreapta sus, dați click pe butonul Get Started. Ok, la adresa de e-mail introducem adresa de e-mail pe care v-ați creat-o. În cazul nostru este test.shopify.shop2018@gmail.com. Iar la parolă, va trebui să introduceți parola cu care vă veți autentifica pe site-ul Shopify, nu parola contului de e-mail. Să punem o parolă. Bun, iar la ultimul câmp, va trebui să alegem un nume pentru magazinul nostru. Foarte important înainte să faceți acest lucru este să vă gândiți ce veți vinde pe magazinul vostru. Noi vă sfătuim să vă axați pe o anumită nișă, să vindeți produse care să vizeze o anumită pasiune, gen magazin pentru pasionați de golf, gaming, iubitori de animale, chestii de genul ăsta. Pentru exemplu nostru o să alegem pasionații de biking. Așa că o să încercăm o variantă de nume, să spunem Bike for Life. Și bineînțeles că ne spune că este luat. Așa că o să încercăm alte variante până când găsim ceva disponibil. Hai să încercăm Cycle Forever. Bun. Ok, e disponibil, așa că o să dăm click pe butonul Create Your Store. Și așteptăm puțin. Ne întreabă Google Smart Lock dacă vrem să salvăm parola. Prefer să o salvez. De obicei le uităm. Și acum am ajuns în primul pas de configurare a contului nostru de Shopify. Spun și o să selectăm prima opțiune, I'm not selling products yet. Do you have something to sell? Indiferent de opțiunea pe care o alegeți, este ok. Eu o să merg pe a doua variantă, I'm still brainstorming ideas on what to sell. Iar ultima întrebare, what is your current revenue? O să aleg prima variantă, $0, I'm just getting started, pentru că suntem la început. Ne mai întreabă dacă configurăm acest magazin pentru un client, dar pentru că îl facem pentru noi, nu o să bifăm, așa că o să dăm click pe next. Pe această pagină trebuie să completăm detaliile despre noi. O să măresc pagina ca să-mi fie mai ușor și o să pun niște date de test, să meargă mai repede. Nume, prenume, adresă, apartament e opțional, deci nu ne deranjăm. Punem un, opa, a zis frumos, un cod poștal la întâmplare, un număr de telefon la fel. Iar în câmpul business or personal website este un câmp opțional și aici vă puteți trece un site pe care îl dețineți voi deja ca să fie legat cu site-ul de Shopify. Dăm click în dreapta jos pe Enter My Store și așteptăm să se încarce. Și am intrat în panoul de administrare al magazinului nostru de pe Shopify. Între timp văd că am primit și un e-mail de la ei, în care ne urează bun venit pe platforma de Shopify și ne roagă să finalizăm înregistrarea noastră. O să dăm click pe casetuța de jos cu Complete Your Registration și o să ne redirecționeze automat către panoul de administrare în care trebuie să finalizăm configurarea site-ului nostru. Pentru început o să prezentăm prima pagină și meniul din stânga mai detaliat,
Asta și pentru cei care sunt noi cu această platformă de Shopify. După cum vedeți, prima pagină conține câteva tipsuri și ne recomandă să începem să adăugăm produse și să customizăm tema pentru a corespunde nevoilor noastre. De asemenea, ne recomandă să facem legătura între propriul nostru domeniu și platforma de Shopify pentru a oferi clientului o încredere mai mare în site. Noi personal vă recomandăm să cumpărați un domeniu, dar asta o să facem ulterior după ce o să finalizăm customizarea efectivă a site-ului. Pe partea stângă a paginii ne este prezentat meniul. Avem pagina Home pe care ne aflăm în acest moment și care se va schimba ulterior după ce vom face plata efectivă a abonamentului, iar în locul acestor tipsuri vor apărea statisticile site-ului. Dedesubt avem pagina de Orders, unde ne vor fi afișate toate comenzile pe care viitorii noștri clienți le vor face pe site împreună cu statusurile aferente acestor comenzi. Tabul de Products ne va afișa lista de produse introduse în magazin cu stocurile aferente. De aici putem să adăugăm și să modificăm tot ce înseamnă informații despre produse, cum ar fi prețuri, culori, poze, de descrieri și alte detalii. Dedesubt o să vedem tabul de Customers, unde vor fi afișate toate informațiile despre clienții noștri din site, numele acestora, locațiile de unde au comandat, costul total al produselor și așa mai departe. Un alt tab foarte important este cel de Analytics, unde vom avea informații complete despre statisticile site-ului, câte vizite au fost în ziua în curs, câte comenzi au făcut, care a fost valoarea vânzărilor, din ce țări s-au făcut comenzile și toate informațiile utile pentru a urmări evoluția site-ului nostru. În tabul de discounts vom putea crea reduceri suplimentare pentru anumite produse. Este o modalitate de a motiva clienții noștri să cumpere acele produse deoarece ele beneficiază de un preț promoțional și o să le atragă mai multă atenție. Tabul Apps este tabul care face legătura către magazinul de aplicații al platformei Shopify, de unde vom putea instala câteva aplicații necesare pentru o mai bună rulare a platformei și pentru a ne fi mai ușor să gestionăm produse și stocuri. De exemplu, mai târziu o să vedeți că o să instalăm aplicația Oberlo, care o să ne permită să gestionăm produse și să importăm produse în site-ul nostru. Ultimul tab este cel de Online Store. Face referire la interfața magazinului cu utilizatorul sau front-end, de unde noi putem să customizăm aspectul și afișarea site-ului, culorile, pozele și meniul. Asta vom discuta astăzi mai detaliat, așa că hai să începem cu customizarea temei noastre. Tabul Online Store conține 6 subcategorii pe care le vom discuta astăzi pe rând. Să începem cu tabul Teams. În acest tab putem să ne alegem tema pe care dorim să o folosim pentru magazin și avem aici două variante. În partea dreaptă observăm varianta cu câteva teme gratuite. Unele din ele sunt destul de bine structurate și apoi avem temele care pot fi cumpărate contra cost și care sunt puțin mai fățoase, dar costă și ceva bănuți. Noi vă recomandăm să începeți cu cele free ca să vă salvați niște bani la început pentru promovare. Noi am testat cam toate temele și vă putem spune din experiență că cea mai fiabilă temă este Venture, așa că astăzi vom lucra cu ea. Deci mergem în partea dreaptă la Explore Free Teams și de aici vom selecta tema Venture, care se va instala în magazinul nostru. Apoi, pentru a o activa, vom merge în lista de teme și vom selecta butonul Actions din dreptul temei Venture, apoi vom da click pe Publish. Și din nou pe Publish. După ce am făcut acest lucru, putem da click pe butonul Customize, de unde vom începe să modificăm imagini și culori pentru site-ul nostru. În secțiunea din stânga, Customize, avem două taburi, unul Sections, care face referire la secțiunile care se văd pe prima pagină, și apoi Team Settings, de unde putem customiza afișarea textelor, culorilor, conturilor de social media, pagina de checkout și altele. Hai să le luăm pe rând. Tabul Colors ne permite să schimbăm culorile din site. Hai să începem să ne jucăm puțin cu ele și să modificăm culorile astfel încât să ni se potrivească nișei noastre. Pentru că am ales un site de biking, o să mergem pe nuanțe de culoare verde ca să fim aproape de natură.
și o să selectăm la background o nuanță de verde simpatică. Rămânem pe asta. După care o să schimbăm culoarea și la buttons și links din acel albastru într-un portocaliu, să zicem, pentru a se pupa foarte bine cu verdele pe care l-am ales mai sus. Și rămânem la această culoare. Mergem în partea din dreapta sus și dăm click pe butonul de save pentru a salva modificările noastre. Nu uitați întotdeauna să dați click pe acel buton de save, altfel tot ceea ce veți lucra se va pierde. Și o să mai modificăm și acel albastru de la slideshow, tot cu același portocaliu. Pentru a prelua o culoare, puteți copia ceea ce am selectat noi, este codul de culoare. Mergeți pe culoarea de la text background și dați paste la culoarea de mai sus. Și atunci selectează exact aceeași culoare. Veți vedea, practic, în partea din dreapta cum arată pagina noastră și culorile pe care le-am selectat. Dăm pe butonul de back pentru a ajunge la lista cu taburi. Tabul tipografii ne permite să schimbăm modelul fonturilor din site. Hai să vedem ce font am putea alege astfel încât să se potrivească nișei de bicicliști. Ceva care să sugereze mișcare, un font nu foarte colțuros, dar nici prea haios, ceva așa mai curbat și simpatic. Și am selectat fontul Old Standard. Partea bună a acestei platforme este că vezi imediat modificările live în dreapta și îți poți da seama dacă fontul pe care l-ai ales îți place sau nu și îl poți modifica de oricâte ori ai tu nevoie până găsești ceva să-ți placă și să ți se potrivească stilului tău. O să schimbăm fonturile atât la body text și putem modifica și mărimea acestuia dacă vreți să apară mai mic. Noi o să le lăsăm standard așa cum sunt și o să dăm click pe butonul din dreapta de save pentru a modifica schimbările. Ideal ar fi ca atunci când alegeți fonturile să selectați același font pentru tot conținutul site-ului pentru a obține o unitate a site-ului. Mergem înapoi pentru a ajunge din nou la listă și o să dăm click pe următorul buton de Collection Page. Aici avem doar câteva opțiuni care fac referire la pagina de categorie a produselor. În această temă avem doar două opțiuni, respectiv dacă dorim să avem un border în jurul fiecărui produs și dacă dorim să se afișeze vendorul, opțiune pe care noi am debifat-o, deoarece vendorul vom fi chiar noi, cei care deținem site-ul. Vendor înseamnă furnizorul și atunci pe noi nu ne interesează să punem pe site-ul nostru că produsele sunt din China sau de unde le vom cumpăra noi. În mintea consumatorului, noi suntem furnizorul de produse. Salvăm, bineînțeles, în partea din dreapta și mergem înapoi să vedem următorul buton. Respectiv, social media. Aici putem să adăugăm link-uri către paginile noastre de pe rețelele de socializare. Și vă recomandăm să aveți conturi business pentru toate paginile pe care le creați pentru site și nu profile personale. Pentru că asta o să vă ajute pe viitor în promovare și în indexarea site-ului. În prima casetuță de sus, unde scrie Select Image, putem să încărcăm o imagine, de exemplu logo-ul site-ului nostru, care va apărea de fiecare dată când cineva va share-ui un link din site-ul nostru. Dedesubt vedeți că avem toate conturile de profile sociale, respectiv Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram și o mulțime de altele, nu o să vi le recit pe toate. De dragul testului o să punem hashtag în dreptul fiecăruia pentru a vedea cum se afișează în site-ul nostru. Dăm save în partea din dreapta și live veți vedea că în partea de jos al site-ului veți avea butoanele pentru conturile sociale pe care le-ați configurat. Mergem înapoi la listă și intrăm pe butonul de favicon. Favicon reprezintă acea imagine mică din tab atunci când cineva intră pe site-ul tău. În cazul Shopify vedeți că este acea plăsuță de cumpărături cu un S pe ea, verde. Dacă doriți să vă creați o asemenea imagine și vă sfătuim să o faceți pentru că face site-ul să fie mai business, o puteți încărca de aici, de la Select Image și după ce o încărcați o să apară automat atunci când intrați pe site-ul vostru. Mergem înapoi și intrăm pe ultimul tab, respectiv Checkout.
În partea din stânga sus, vedeți că putem să încărcăm o imagine ce va apărea ca și un header atunci când cumpărătorul nostru ajunge în pagina de check-in. De dragul testului o să intrăm pe Free Images și o să selectăm o imagine de aici. Recomandarea noastră de dimensiune este de 1000x400 de pixeli. Este foarte important să aveți o imagine de o dimensiune de genul ăsta pentru a se afișa ok. Am făcut o căutare după biciclete și o să selectăm această poză pe care o încărcăm. Așteptăm puțin să se încarce. Această imagine nu trebuie neapărat introdusă. Puteți lăsa pagina de checkout simplă. Poza ajută doar la înfrumusețarea paginii. De asemenea, mai jos se poate încărca și logo-ul site-ului. Este la fel opțional, noi am ales să lăsăm pagina cât mai simplă pentru ca informația să fie cât mai ușor vizibilă. În următoarele secțiuni, mai există opțiuni pentru fonturi și culori care ne ajută să evidențiem și mai bine anumite informații. Dar toate aceste aspecte le vom relua după ce vom introduce produse în site pentru a putea avea acces la pagina de checkout efectivă și a putea vedea modificările în timp real. Ne vom opri aici cu primul episod, urmând ca data viitoare să discutăm despre secțiunile de pe homepage, introducerea de produse prin platforma Oberlo și crearea unui logo personalizat pentru site. Nu uitați să dați like, share și subscribe și să ne lăsați întrebările voastre în comentarii. Sperăm că informațiile v-au fost de folos și până data viitoare vă dorim mult succes!